Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Cristian Drozu, sunt fizioterapeut, antrenor personal și sunt specializat în recuperare medicală. Da? Astăzi o să avem câteva exerciții pentru dureri de umăr. Bineînțeles că mai am câteva pe YouTube, dar sunt ceva mai complexe. Aceste exerciții o să fie pentru dureri în stare acută, indiferent de patologia pe care o ai, le poți face. Sunt niște exerciții simple. Bun, avem exercițiile foarte simple pentru articulația scapulo-humerală, să creăm mobilitate, o articulație trăiește prin mișcare. Acum o să vizăm articulația umărului. Este foarte bine la articulația umărului când faceți exercițiile, să le faceți și pe cele de cervicală, ele merg mână-mână, o să aveți un link în descriere. Bun, să dăm drumul la treabă. Prima dată, ce e mai important la această articulație a umărului este să învățăm minimul de anatomie. O să aduc un model și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Bun. Articulația umărului, nu o să vreau să vă plictisesc foarte tare cu anatomia, dar este foarte important să știm 3-4 chestii de bază. Noi spunem umărul, de fapt sunt mult mai multe articulații. Sternoclaviculară, aceasta de aici, acromioclaviculară, aceasta de aici, adică aceasta. Dar vreau să vă arăt de fapt câte ligamente sunt în zona aceasta și glenohumerală, aceasta de aici, da? De fapt, asta o folosim noi și ne referim că este umăr. Dacă vorbim de umăr, vorbim de toată centura scapulară, implicit claviculă, implicit scapulă și humerus. Da? Deci, mai pe scurt, este o articulație foarte complexă, cu un grad mare de mișcare, cel mai mare grad de mișcare din corpul uman și deci practic mișcarea pentru umăr este esențială. Noi o să lucrăm musculatura de pe lângă scapulă, supraspinos, infraspinos, deltoid și așa mai departe. Încercăm să creăm cât mai mult spațiu aici, indiferent de patologia pe care aveți, umăr înghețat, spondilită anchilozantă și așa mai departe. Toate patologiile care înglobează umărul le puteți face pe acest gen de exerciții. Super simplu, o să începem, am terminat cu anatomia, o să începem cu exercițiile. Bun, ce vă trebuie? Foarte simplu, doar o coadă de mătură, de mop. Puteți să vă luați și un băț de specific, de bambus. Da? Super simplu, apucăm bățul la nivelul umerilor, da? Efectiv și primul exercițiu pe care o să-l facem este de a roti brațele în față și în spate, da? Efectiv, rotim de 10 ori, ne imaginăm că facem un cerc imaginar, o să mă întorc din profil ca să puteți vedea, umerii încercăm să-i ținem stabil și ne imaginăm că facem un cerc imaginar, mișcare cât mai amplă, ne mișcăm cât ne permite, bineînțeles, articulația umărului. Dacă avem dureri, lucrăm între 1 și 10 ca și scara durerii, noi lucrăm până în 3-4 ca și scara durerii, nu ne ducem după, da? Deci, 20 de mișcări în față, 20 în spate, da? Foarte important, ce vorbeam mai devreme, această mișcare lucrează fix omoplatul, fix această centură scapulară. Toate ligamentele și toată musculatura din jurul articulației umărului lucrează când lucrăm cu bățul. Da? Toate tendanele pe care le vedeți voi aici și este full de mușchi, lucrează toate. De asta e important ca să mișcăm cât mai mult scapula. 20 pe față, 20 pe spate. La toate exercițiile să lăsăm umerii cât mai jos, da? Și ușor retrași. Să nu fie umerii pe față și ridicați în sus. Așa nu? Așa da. Deci când facem exercițiile să le facem cu umerii jos, nu cu umerii de aici și capul în față. Că n-am rezolvat nimic. Trecem la următorul exercițiu. Mâinile în poziție de supinație, adică palma să se orienteze către tavan, către în sus, da? Poziția, brațele sunt în poziție de supinație, aceasta este priza. Ne ducem aici, menținem 3-4 secunde, 1, 2, 3, 4, coborâm ușor. 3-4 secunde, 1, 2, 3, 4, coborăm ușor. Bărbia este în piept, nu lăsăm capul în față, nu stăm cocoșați. Dacă observați, eu lucrez în fața unei oglinzi. De ce? Ne permite să ne autocorectăm. Foarte important, autocorectatul, da? Dacă nu avem un antrenor să facă asta pentru noi. Dar și dacă avem un antrenor, tot e bine să lucrăm în oglindă. Pentru a conștientiza mișcarea. Suntem aici, tragem. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Este bună și pentru postura acest exercițiu. O să lucreze foarte puternic zona aceasta. Bun, avem deja 3 exerciții foarte simple, mișcări esențiale ale umărului. Trecem la următorul exercițiu, aceeași priză la nivelul umerilor. Până acum am lucrat priza de pe baston, este la nivelul umerilor. Mâna, articulația mâinii este la nivel cu articulația umărului pe care noi o targetăm astăzi. Bun, la același nivel ne ducem în sus, coborâm ușor în spatele capului, dacă ne permite mobilitatea, dacă nu ne permite mobilitatea, în față, aici, în zona sternală. Da, și coborâm. Deci, dacă ne permite mobilitatea, ne ducem până în spate. Dacă nu ne permite mobilitatea, venim până aici. Da? Și coborâm. La fel, 10 repetări, 10 repetări. Da? Sau în spate, dacă ne permite mobilitatea, fără durere. La fel, între 10 și 20 repetări. Cum aveți, cum vreți dumneavoastră să faceți. Apoi, da? O mână este sus, o mână este jos. Da? Și efectiv tragem de băț în sus, concomitent cu rotația internă a celelalte mâini. Și apoi tragem de băț în jos. Tragem de băț în sus, coborâm, tragem de băț în jos. Facem rotație internă asistată, coborâm lent. Bineînțeles, schimbăm priza, da? Efectiv ducem cealaltă mână în spate, da? Și rotație internă ușoară, rotație externă, rotație internă ușoară, rotație externă, rotație internă ușoară, rotație externă. Da? 10 repetări pe o parte, 10 repetări pe cealaltă parte. Dacă observați, în continuare continui să mă uit în oglindă, să mă autocorectez în oglindă, chiar dacă exercițiile le-am mai făcut de foarte multe ori. Mai ales voi la început, autocorectați-vă în oglindă, da? Sau puneți un telefon și puteți să vă uitați pe telefon. Bun, cam acestea au fost exercițiile. Nu mai facem altele, mai aveți mai la mine pe canal. Dacă mai simțiți nevoia de exerciții pentru umăr, puteți să vă manifestați dorința în comentarii. Vă aștept acolo pe comentarii, promit că le citesc pe toate. Până atunci nu uitați să dați like, subscribe și să dați share la cineva care are nevoie de exerciții pentru umăr. Apropo, exerciții sunt pentru toate vârstele, că ai 5 ani sau 150 de ani, le poți face, da? Bine, eu am fost Cristian Drosu, până data viitoare, numai bine, spor la treabă!